Binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru. Începând cu lecția aceasta, începem o nouă tematică intitulată Relații frățești. Vrem să observăm cum Dumnezeu a rânduit să fim împreună în ceea ce se numește adunarea Domnului, biserica în termenul general folosit. Și prima lecție se intitulează Edificați-vă unii pe alții. Adică să ne zidim în mod reciproc. A edifica, care l-am folosit în titlul expresiei aceasta, înseamnă a zidi, a ridica, a clădi construcții monumentale. Și eu cred că nu există altă construcție mai monumentală decât Biserica Domnului, decât Templul Dumnezeului Celui Viu, cum apare expresia în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 16. Noi toți împreună suntem chemați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, la și în casa sa. Dumnezeu este cel care și-a conceput opera. El este numit în mod repetat în Scriptură ziditorul. Dar și noi suntem chemați să fim zidiți și să zidim împreună cu El. La început, în Cartea Genesa este scris că Dumnezeu și-a terminat zidirea ca și creație. Dar așa cum spunea Domnul Iisus în Ioan 5, Tatăl și El însuși și noi lucrează și lucrăm mai departe. Și privind la întreaga lucrare, Dumnezeu este numit Cel ce a zidit toate lucrurile, Evrei 3:4. Dar în dragostea care o are Dumnezeu față de noi, în dorințele și planul său veșnic de a administra împreună cu El treburile Universului, El ne-a încorporat încă de acum în lucrarea din biserică să-i fim asociați. Vom privi în această seară la nevoia și scopul zidirii și apoi la tehnici și proceduri de zidire. Să știe toți că această lecție și celelalte care urmează privesc întreaga frățietate, evident, și surorile. Lucrarea Domnului este pentru toți și fiecare trebuie să-și înțeleagă felul în care trebuie să se pregătească și să slujească înaintea Domnului. Înțeleptul spune în cartea Eclesiastul, capitolul 3, versetul 3, că printre lucrurile care își au vremea lor, și zidirea își are vremea ei. Și la această idee de a lucra la timp, adaug cele cuprinse în profeția lui Hagai din cartea sa, capitolul 1, unde Domnul îi mustra pe evrei pentru că nu voiau să pună mâna și să rezidească templul Domnului, după ce li s-a îngăduit să se întoarcă din robia babiloniană. Citeți doar Hagai, capitolul 1, versetele 2, 7 și 8. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Deci, aceste studii sunt o chemare a lui Dumnezeu, o convocare sfântă. Așa vorbește Domnul. Puneți-vă la treabă și zidiți casa Domnului că este vreme.
Toți credincioșii formează trupul Domnului, un organism cu celule interdependente, cu susținere reciprocă. Uitați-vă la corpul uman. Fiecare organ, fiecare membru, mâini, picioare și celelalte, până la minusculele celule și subcomponentele lor, toate activează. În trup totul se mișcă. Nervii acționează, sângele circulă. Tot timpul este o perpetuă mișcare. Fiecare parte a ființei umane este incorporată în acest mecanism al metabolismului uman. Și observați ce se întâmplă dacă apare vreun microb, de exemplu, sau în urma unui accident, a unei răni, a unei plăgi, este afectat trupul. Imediat se observă, el încearcă să se lupte, trebuie să intervină medicii sau alte cadre, sub o formă sau alta, cu vindecare, tratare sau dacă nu cu extirpare. Pentru că numai așa un trup poate să existe, atâta timp cât există viață în el. Noi, ca și clădirea Domnului, folosind o altă comparație, ca și clădire, de asemenea, observăm importanța oricărei cărămizi, oricărui centimetru cub de mortar. Orice cărămidă are valoare. Dintr-o clădire înaltă de câteva etaje, doar o cărămidă dacă ai scoate, se sesizează. Doar dacă puțin se desprinde tencuiala, se observă. Dacă pe undeva, pe lângă un geam, este un spațiu și intră aer rece, se modifică temperatura. Ce nu este important într-o clădire? O țiglă, dacă lipsește de pe acoperiș, curge apă. Sau, folosind o altă comparație pentru a observa interdependența noastră și utilitatea fiecarei porți componente. Cineva și-a imaginat că dacă mai mulți oameni dintr-un vapor s-ar dezbina și unul dintre ei ar vrea să facă pe independentul și ar spune în dreptul cabinei mele unde mă odihnesc, eu dau o gaură. Evident că dacă s-ar observa, din punct de vedere tehnic, ar fi sesizat imediat, s-ar lua măsuri, omul ar fi atenționat și s-ar întâmpla că el să spună, asta e treaba mea, eu am plătit locul aici în cabină. Ai plătit să stai aici? N-ai plătit să găurești corabia, că se va scufunda, ia apă. De aceea zice Apostolul Pavel, vorbind despre trup, și vom citi imediat în 1 Corinteni 12, dacă un mădular suportă un tratament favorabil sau nefavorabil, tot trupul este afectat. Deci, noi suntem într-o strânsă și inseparabilă situație, legătură. Iată cuvintele Apostolului, așadar, din 1 Corinteni, capitolul 12, citesc de la versetul 14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Și enumeră el câteva organe, câteva mădulare care, dacă s-ar exclude pe sine, să zică piciorul, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Apoi, vorbește despre posibilitatea ca unii să nu recunoască meritul celorlalți. Versetul 21. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Știți vorba din popor, unde nu-i cap, vai de picioare. Dar vai și de cap, unde nu-s picioare. Va trebui să-l poarte altcineva cu căruciorul. Și pentru comparația anterioară cu clădirea, mă folosesc din pasajul din 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 4, unde, în mod concret, potrivit cu expresia care
am folosit-o și o am întâlnit des în Scripturi de zidire, scrie următoarele, pagina 1192. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, cu activitate, cu viață, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Însuși Domnul este prezentat în versetele acestea ca o piatră de temelie, de care unii au vrut să se lipsească când ea era de o valoare unică și inestimabilă. Dar fiecare, chiar și cel mai mic, are valoarea sa unică și necesară. Există o organigramă divină a lucrării. Dumnezeu ne-a prins pe toți în schema ei binecuvântată. Cel dintâi, cum am anticipat de aici, este Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă citesc doar două expresii, să vedeți în raport cu zidirea lui Dumnezeu, cum este numit Domnul. Coloseni, capitolul 1, versetul 15. El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Apocalips, capitolul 3, versetul 14. Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Peste această piatră din capul unghiului, peste această temelie, că și cu el se începe și cu el se sfârșește, el este Alfa și Omega. Suntem zidiți noi toți ceilalți, dar suntem așezați în Hristos, nu într-un mod pasiv, să zăcem în El, ci să activăm în El. Am fost rânduiți în El ca să slujim de laudă slavei sale, am fost rânduiți în El ca să umblăm în faptele rânduite de El, care sunt tot o activitate. Căci El însuși a zis, adresându-se lui Petru și celorlalți, Matei 16:18, Eu voi zidi biserica mea. El este începutul zidirii, adică prin El a lucrat Dumnezeu la planul său veșnic, la mântuire, a realizat prin jertfă lucrări extraordinare. Și apoi mai departe, prin toți ceilalți, lucrează. După Domnul Hristos, în schema zidirii, figurează apostolii și prorocii ca temelie. Iată ce este scris în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Ați reținut expresia? Sunteți zidiți împreună. Dumnezeu lucrează cu noi și prin noi. Folosind apostolii ca și bază de pornire în lucrare, așa cum spunea și apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. Dar asta nu înseamnă că apostolul Pavel se ocupa cu construcția unor clădiri. El vorbea într-un mod ușor de înțeles, cred, despre clădirea spirituală a bisericii. Și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește.
Deci apostolii sunt considerați ca niște meșteri zidari. Și orice meșter are nevoie de o echipă de lucru. Și Pavel a avut echipa lui de misiune. La rândul lor aceștia au nevoie de oameni care le dau material la îndemână, care lucrează, fiecare după puterea lui, după priceperea lui, dar toate spre zidire. Iată ce zice același Pavel în 2 Corinteni, două referințe, capitolul 10 cu 8. Unde este scris? Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră. Deci unii sunt un fel de conducători de lucrări, de șef de șantiere. Iar nu pentru dărâmarea voastră, deci numai și numai pentru edificarea trupului lui Hristos. Și tot din aceeași epistolă, capitolul 13, versetul 10. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față să nu mă porc cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Deci, felul în care îi împuternicește Domnul pe credincioși ajută în mod constructiv la dezvoltarea spirituală a credincioșilor pentru a îndeplini scopul lui Dumnezeu. Dacă mai întâi Domnul lucrează, au intrat apostolii puși chiar de Domnul și ei la rândul lor au pus în slujbă pe alții, vreau să întăresc ideea că fiecare este o piatră vie. Fiecare este un lucrător ce clădește. Fiecare tânăr ce cântă într-o formație. Fiecare soră. Fiecare este un lucrător. Iată ce este scris în Roman capitolul 15, de la versetul 1. Referitor la posibilitatea, dreptul și harul fiecăruia de a face ceva în lucrarea sfântă. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi, repet, fiecare din noi, să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Și tot de aici, citesc versetul 20 pentru a sesiza un aspect. Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. Deci nu oricare dintre noi este un meșter să pună o altă temelie. Doar lucrători însărcinați de Dumnezeu, apostoli, de exemplu. Dar acolo unde ei au instalat deja o lucrare, fiecare poate să facă ceva. Aș mai putea să iau exemplu unei familii. Poate sunt 10 oameni într-o casă. Și dacă ar fi o anchetă socială, să fie întrebat cine lucrează în casa asta. Dacă e în sens restrictiv, va putea să spună tata lucrează, bărbatul. Și are un salar de câteva milioane pe lună. Soția s-ar putea spune nu lucrează. Când ea seara că lucrează de dimineața până seara. A, este casnic. Bun, da copiii, ei sunt la școală, dar nu lucrează? Ba da, lucrează și ei. Poate ceva în bucătărie, aspiră, toți lucrează. Poate și pe un copilaș de 2 ani, îl pun să adune jucăriile, să ducă un pahar de apă. Așa este și în biserică, toți lucrează, fiecare în vederea zidirii apropiului lui. De exemplu, de la Anvon este un cuvânt, o predică, o tematică. Dar dumitale, când ieși în hol și când spui pacea Domnului la cineva, dacă îl vezi trist, îi spui o frază de încurajare. Fraza aceea valorează cât o vitamina C sau cât o altă vitamină cu un alt conținut. Și l-ai întărit. Pentru că fiecare lucrează. Poate
Mergi pe tramvai și vezi că cineva are o lipsă mare. Nu-i dai poate 100 de euro, poate nu ai. Nu-i dai poate 15.000 să mai aibă bilet de un tramvai să vină la biserică, să meargă să rezolve o problemă. Pentru cine ai lucrat? Nu în numele Domnului ai făcut. Nu ești lucrător împreună cu Domnul. Și pentru a mai vedea odată felul în care lucrăm cei care sunt mai mari, cu noi cei care suntem mai mici, fiecare după dimensiunea lui, mare de tot e Dumnezeu și Domnul Hristos. Revin la textul din 1 Corinteni, capitolul 3, unde Pavel îi atenționa pe fiecare din cei care rămânseseră prin bisericile fondate de el să lucreze. 1 Corinteni 3, de la versetul 12. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Deci ce facem noi într-o zi, se va vedea. Pentru că unii din nefericire încurajează la slăbiciune pe alții, poate le dau dezlegare la păcat, poate îi jignesc, îi necăjesc și se va vedea într-o zi tot ce am făcut noi în dreptul altora sau pe zidurile, pe temelia lucrării sfinte. Care este scopul edificării bisericii? De ce vrea Dumnezeu să facă un templu sfânt, o împărăție cu noi? Ce plan are? Pe de o parte, Dumnezeu are în plan să ne crească pe fiecare. Observați într-o familie câtă muncă trebuie până cresc mari copiii, până sunt învățați. Iată ce scrie Pavel în Efeseni, capitolul 4, referitor la dezvoltarea noastră individuală. Citesc de la versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, meșterii aceștia, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos. Rețineți! Și să nu înțelegem greșit versetul 12. Nu doar aceste 5 categorii lucrează. Aceste categorii speciale au darul ca să-i formeze și pe alții, ca toți să lucreze. Ei desăvârșesc sfinții pentru ca să poată sluji. Cu scopul menționat în versetul 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți și se zidește în dragoste. De exemplu, când se dezvoltă un organism, un trup a unui copilaș, ce anume din organism contribuie la dezvoltarea lui? Doar stomacul, pentru că el reține alimentele? Doar sângele, pentru că le distribuie în tot corpul? Fiecare celulă la rândul ei se multiplică, se dezvoltă. Sunt reguli speciale. Așa se întâmplă și cu noi toți. Acesta trebuie să fie scopul nostru. Să-i vedem pe toți crescuți, maturizați. Iată ce zice în aceeași idee Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetele 28 și 29. Pe El, adică pe Domnul Hristos, să-L provăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om. Observați că toți trebuie să atingă stadiul acesta, să treacă prin procesul acesta de maturizare, în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Deci, folosindu-mă din nou de comparația cu clădirea,
Să nu ne mulțumim doar așa, am ridicat pereții și, cum se spune românește, am luat apa de pe ea. Cât mai este până la finisare? Câtă trudă care v-ați făcut ca să știți? Necesitatea de întreținere apoi. Cu atât mai mult este trudă în biserică. E o clădire mult mai complicată, mult mai ornamentală. Trebuie polită în aur ca templul lui Solomon. Și nevoie de meșteri și de oameni să lucreze ani în șir. Pentru că în final, clădirea, toate clădirile bisericilor, dacă vreți, trebuie să constituie noul Ierusalim. Și cetatea aceea care are ca meșter și ziditor pe Dumnezeu, cetatea cu temelii tari, cum să nu fie tare, că e Domnul Hristos și apoi cei mai puternici oameni care au avut istoria, apostoli, oameni a lui Dumnezeu de-a lungul timpilor, mai mult decât ne putem imagina printr-un om de stat sau un om de știință. Cetatea aceasta este sesizată în cartea Apocalipsa, capitolul 21. Și noi citim selectiv doar de la versetul 10, dar vreau să vă gândiți că acolo e mâna lui Dumnezeu, e mâna spirituală de lucru a tuturor sfinților de-a lungul istoriei și acolo trebuie să fie și mâna ta care a făcut ceva. Și m-a dus în Duhul pe un munte foarte mare și înalt. Mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de aspi, străvezie, ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele au scrise niște nume. Numele celor 12 seminții ale firului lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Deci, Pavel și ceilalți n-au vorbit doar așa în sens figurativ, ca să mă aplice o metaforă textului biblic și predicilor. Și s-au folosit de un adevăr foarte puternic, niște temelii veșnice. Domnul să ne dea o inimă bună și mâini pricepute, să putem lucra cu toții la clădirea aceasta binecuvântată. Cum să lucrăm? Ce tehnici sunt recomandate de scripturi? Ce proceduri de zidire? Există o artă de a zidi în edificare pe baza darurilor sfinte. Fiecare lucrează după capacitatea lui. Cântărețul va lucra cântând. Prorocul va activa rostind mesaje. Cel care are darul ajutorării a mai pus o piatră în zidire, făcând încă o faptă bună, ajutând pe cineva sau dând un ban pentru numele Domnului. Într-un șantier, atât se cere fiecăruia. Dacă ai mistrie în mână, cu mistria să lucrezi. Altul, dacă este cu alte aparate, a da nivelul și a face proiectări și sepături, fiecare cu ce este însărcinat, cu utilajul care lucrează. Poate unul este cu un excavator imens, unde a o cupă de pământ, a făcut loc la mult material care trebuie pus acolo. Alții poate doar pregătesc și știți dumneavoastră câtă muncă este într-un șantier. De aceea unii se așteaptă de la biserică crezând că toți sunt un fel de sfinți pe pereți. Nu, biserica este un șantier imens unde lucrăm, excavăm, zidim. Suntem cu mortar pe mâini și pe vrează uneori. Alții cu alte substanțe de la zugrăvit. Iar ne spălăm și iar mergem mai departe. Ne odihnim seara și mâine dimineață ne așteaptă șantierul din nou. Este o activitate imensă, fiecare potrivit cu darul lui.
ca și dar general, ca și element de bază, avem cuvântul lui Dumnezeu. El are un rol fundamental în zidire. Că predicatorul folosește cuvântul. Cel care a compus cântările s-a inspirat din cuvânt. Cine a compus versuri sau le recită s-a inspirat tot din Scripturi. Este elementul de care au nevoie toți. A lucra fără cuvânt în lucrarea sfântă este ca și cum ai vrea să faci pâine, cozonac sau orice altceva fără făină. Nu se poate. De aceea, zicea apostolul Pavel adresându-se prezbiterilor din Efes cu ocazia întâlnirii de la Milet, despre care scrie în Fapte 20, în versetul 32, următoarele. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Moștenire după ce va fi zidirea făcută. Folosiți cuvântul în edificarea celor de lângă dumneavoastră. Spuneți-le un verset. Nu poți să spui o predică. Dar câteva versete să le înveți pe de rost poți și să le aplici după caz. De exemplu, sâmbătă, mi-a trimis o soră din biserică, o tânără, un mesaj pe mobil că este desnădăjduită. Eu eram foarte ocupat, trebuia de la o discuție să ajung la o adunare și am zis, Doamne, nu am timp acum nici să o sun, ea era cumva la capătul puterilor, cu ce să o îmbărbătesc? Și am primit imediat 4 versete din Scriptură. Am luat repede mobilul, i le-am scris printr-un mesaj și pe când s-a terminat slujba, apoi am văzut că trimisese răspuns înapoi, ca un tărit-o. Adică acea cărămidă a ființei era gata să se răstoarne din zi, dar trebuie numai dată puțin mai încolo și o mistrie de mortar și stă acolo până se întărește și vine altă zidire în continuare. Ceva ușor, am spune noi. 10 minute ai făcut ceva. Omul harnic și pasionat găsește întotdeauna ceva ce să facă, pentru că într-un șantier se vede ce trebuie făcut, dar, repet, cuvântul să-l aveți întotdeauna. Tot despre cuvânt și învățătura care se desprinde din el, citesc din Tit, capitolul 2, de la versetul 1, unde sunt prinse toate categoriile acestea de muncitori. Știți că în lucrarea Domnului se spune pe bună dreptate, nu există șomaj, nici tehnic, nici de altă natură, nu există pensionări. Ce zice apostolul? Câtă vreme mai rămân în trup, fac tot ce pot pentru voi. Tu însă vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vreme de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Au zis, ce învățătoare! Surorile în vârstă! Iată și cine intră în compoziția claselor lor. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Aș zice eu, chiar și aspecte din gospodărie, țin de curățenia în șantier. Când vine cineva și vede că nu-i ordine, ce zice? Cine se ocupă aici de lucrarea aceasta? Se vor împiedica meseria și de lucrurile care nu sunt puse la locul lor și nu pot să lucreze, n-au spațiu de acțiune. Apoi, pe lângă cuvânt, care trebuie să fie plăcut totdeauna pe buzele noastre, să fie un cuvânt la vreme potrivită, Dumnezeu ne-a dat rugăciunea cu toate darurile aferente ei. Că, de exemplu, în general rugăciunea se poate alia cu profeția, cu alte daruri ale Duhului Sfânt, dar toate acestea pe fond de rugăciune.
Rugăciunea contribuie mult la zidirea trupului lui Hristos. De aceea zice Iuda în epistola sa, versetele 20 și 21, astfel: dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Și aici mai adaug doar câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 14, unde expresia zidire apare de mai multe ori. Aș spune eu, făcând o comparație, dacă e doar o rugăciune simplă, cu râvnă, cu inimă, dar lipsesc darurile pe care Duhul Sfânt le poate oferi spre zidire, este ca și cum am munci, neavând schelele necesare, neavând utilaje, neavând cofrage, dar toate astea sunt niște accesorii și niște instrumente, niște lucrări speciale care ajută, simplifică, grăbesc zidirea. De exemplu, capitolul 14 de la versetul 3. Cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire. Iată un ajutor important. Versetul 5. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Vorbește unul în alte limbi. Se zidește el, scrie aici în versetul 4. Dar dacă este și cine să-l interpreteze? Se zidește ceilalți. Deci în loc să pui o cărămidă, ai pus o rând de cărămizi. Apoi, versetul 12. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după darurile duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Ai spor la lucru cu ele. Versetul 26 de asemenea. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tâlmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Acesta este scopul, să-i ajut pe ceilalți să se dezvolte, să crească. Doamne, ajută-ne! Dacă punem toți mâna, o să terminăm mai repede. O să ne placă, avem și noi participarea noastră. Repet, este ca și în organism. Dacă nu, poate știți poezia aceea din care eu extrag doar ideea că mâna n-a vrut să mai servească stomacul la gând că stă doar acolo înăuntru și toate trebuie să-i fie duse la domiciliu. Bietul n-a putut să se aprovizioneze singur și n-a mai redistribuit viață. Și mușchii au slăbit și beata mână, pe când ar fi vrut și ea să-i mai ducă stomacului ceva mâncare, n-a mai putut să se deplaseze, că între timp și picioarele cedaseră. Deci, noi toți trebuie să ne facem partea că avem nevoie unii de alții. Dar, în mod special, aceste două ajută la zidire. Cuvântul, cu toate aspectele lui aferente, aici am inclus și poezie și cântare, tot ceea ce este inspirat din cuvânt, și rugăciunea, cu toate darurile care se pot manifesta pe fond de rugăciune. Dacă acestea există, șantierul merge bine. Avem tot ceea ce ne trebuie. Un alt mod de a zidi biserica este prin exemplul sfinților. Uneori nu este nevoie să bați la fiecare poartă,
și pe fiecare cetățean, pe fiecare familie să o informezi și îi spui, trebuie să vă faceți o casă cu etaj, cu mansardă, să fie zugrăvit în exterior, să aibă geamuri de termopan, să fie curat în curte, un gar și o poartă frumoasă. Poate nu o să te asculte. Dar ia fă-ți tu o casă așa. Și o să vezi, că o să vezi să se întrebe cine a fost meseriașii și o să-și facă și ei. Oamenii se iau unii după alții. Fiul Sfânt. Și vei provoca în jur chiar tăcând, deși nu este recomandat să taci. Dar de aici se înțelege că exemplul personal îi motivează pe ceilalți. Sau dacă sunt doi meseriași, fiecare pe partea lui de zi, și unul muncește într-una, celălalt nu va fi și el tentat să nu rămână în urmă, chiar dacă se mobilizează forțat și, cum zice Pavel, poate ajung într-o situație să o facă de silă. Dar tot ce facem, noi care înțelegem, trebuie să îi motiveze pe ceilalți să-i zidească. Aici vă citesc două versete care necesită înțelepciune în înțelegerea lor. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Și perechea lui 10:23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și 10:23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. S-ar putea să fii un bun acrobat și să-ți permiți să ai o schelă numai dintr-o scândură. Și să lucrezi liniștit cu sculele tale. Și cel care zidește vis-a-vis să zică, dar de ce să-mi fac eu o schelă serioasă, să-mi pun și eu o plasă de protecție? Uite cum lucrează asta. Dar bietul de el era căzut de câteva ori și în timp ce se deplasa așa, doar pe trotuar. Ce se întâmplă cu el? O să cadă de acolo. Cine-i vinovat? El că a căzut, nu? Și tu, că ai fost o pricină de cădere. Iată de ce noi trebuie să fim atenți față de colegii noștri din șantier. Să nu-i încurcăm. De exemplu, dacă eu pun geamuri, pe mine nu mă interesează ce se întâmplă în jur, ce găuri vor rămânea, atât să prind cu spumă geamul și restul treaba celorlalți să te încuiască. Mă interesează că unul este sus, eu am nevoie de schelă, eu o iau și o duc la mine. Cu ce să te jos de acolo? Într-un șantier este multă disciplină, sau trebuie să fie, norme de protecție a muncii. Așa trebuie să fie și în biserică. Mie mi-este îngăduit. Dar dacă vor face toți ca tine, va spori lucrul Domnului? Eu astăzi nu-mi permit să mă duc la adunare. Și în mod deliberat, mă ocup de activitățile mele lumești. Dar dacă și ceilalți vor face așa, și dacă tu ai plecat la ora 1, la amiază de la șantier, că ai avut astăzi o treabă și ți-ai făcut un obicei din asta, și pleacă toți, nu o să se întârzi foarte mult acea construcție? Haideți să luăm toate măsurile de prevenire ca frații noștri să fie întăriți în credință. Amin? Și aici, vis-a-vis de zidire și de slujirea noastră, mare atenție la vorbire. Multe scule au ca mâner limba și cu ea putem să zidim sau să dărâmăm. De aceea, atenție la vorbe. Citez din Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Poate unui tare, beton, poți să dai cu ciocanul până se uzează, habar n-are.
Dar poate unul este un material foarte slab. Dacă l-ai atins doar cu mânerul, se sparge sau se zgârie. Așa că atenție la vorbire și fiți un exemplu în toate, că oamenii ne observă. Și asta spun pentru mine, dar fiecare să o ia pentru el. 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 10, îl arată pe Pavel care s-a străduit să fie un exemplu pentru ceilalți. El îi scrie lui Timotei astfel: tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine. Versetul 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Ai avut un meșter bun. Păstrează-i exemplu. Vreau să luăm și patru exemple din Scripturi, tot pentru a fi ca exemple de atenționare sau de urmat. În cartea Numeri, capitolul 13 și 14, întâlnim 12 iscoade. Ei s-au întors din țara Canaan după 40 de zile de călătorie și adunare de informații, și începând cu versetul 31, au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au negrit înaintea copilului Israel țara pe care îi scodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să îi scodim este o țară bună, dar, zis pe scurt, nu putem să facem nimic. Adică ei au văzut niște clădiri imense, despre care Dumnezeu a spus trebuie demolate, și un locul lor trebuie zis altceva. Și când s-au uitat ei ce betoane, astea nu se pot sparge, noi cu sculele noastre, nu putem să facem nimic. Dar doi dintre ei, îi cunoașteți, din Scripturi, Iosua și Caleb, au fost cu totul o altă părere. Au fost gata să deschide șantierul, să apuce de lucru, să intre în acțiune. Iată ce scrie din capitolul 14, de la versetul 7, partea a doua. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o scodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Au încurajat poporul, i-au motivat în lucrare. Și Domnul pentru unii a rostit o sentință drept pedeapsă și pentru ceilalți o făgăduință binecuvântată. Fiți oamenii care încurajează. O vorbă românească spune: ochii te sperie, mâinile te îmbucură. Pune mâna. Cât îți trebuie până muncești? Dar faci câte ceva în fiecare zi. Apucă-te de treabă și o să ai spor. Un alt exemplu îl găsim în cartea Nemia, de aici vom citi mai multe referințe. Încep cu capitolul 2 și până atunci vă amintesc că el stătea liniștit, fiind paharnicul împăratului, dar când a aflat că Ierusalimul nu este zidit, n-am avut pace. Adică orice om care află că în cetatea de unde este el originar sau în biserica în care a crescut, lucrurile sunt la pământ, ar trebui să se îmbărbăteze, să întreprindă ceva și din nou să zidească dărâmăturile. Citim acum din capitolul 2, de la versetul 17. Le-am zis atunci: vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse în foc. Veniți să zidim iară zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Dar au urmat multe piedici, unii și-au bătut joc de ei,
ce se apucă aceștia? Nu să știți cum ați început clădirea aici. Îmi spuneau frații ucranieni de la Dud, parcă au avut 100 sau 2 de euro. Familii săraci, mutate din Maramureș. Dar s-au îmbarbătat unul pe altul. Acestea sunt construcții de ordin fizic. Cu atât mai mult trebuie să ne îmbărbătăm în plan spiritual. Iată și alte aspecte. Citesc din capitolul 3, de la versetul 1. Fiecare s-a pus să muncească. Marele preot Eliashib, căpetenirea, trebuie să înceapă muncă. Împreună cu frații săi, preotii au zidit poarta oilor și fiecare a zidit. O bucată de zid, o poartă, ce a putut. Despre unii scrie că au muncit cu râvnă. Scrie și de unii că n-au vrut să se implice. În capitolul 4 este un titlu frumos, lucrările urmează. Dar în pofida multor piedici, iată ce scrie în versetul 3, Tobia Amonitul era lângă el și a zis să zidească numai dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ei nu s-au lăsat. S-au îmbărbătat. Iată ce scrie de la versetul 19. Am zis mai mare legătură și celălalt popor. Lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zi departe unii de alții. La sunetul trâmbiții să vă strângi la noi, spre locul de unde veți auzi, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Au muncit. În capitolul 5, de la versetul 14 la 19, este exemplul lui Nemia. Nu și-a permis să trăiască în condiții de lux și el însuși s-a implicat la muncă, deși era dregător, prână cu tot poporul. Capitolul 6, noi piedici, dar au fost trecute. În capitolul 15 este scris, zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Când Dumnezeu dă un proiect, ne temem noi că nu o să avem materiale? Că nu o să-l putem executa? Haideți să ne îmbărbătăm și să devenim mai harnici în lucrarea Domnului. Amin. Un alt exemplu ne este oferit de Biserica din Antiohia, Fapte, capitolul 11. Citesc de la versetul 19. Niște credincioși au plecat cum merg frații noștri în misiune. Cuvântul a fost primit de oameni și s-a format un punct de lucru în Antiohia. Și apoi scrie de la versetul 22 că biserica din Ierusalim a trimis la ei pe Barnaba. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adaus la Domnul. S-au mărit temeliile, s-au adus materiale. Unii au crezut că acolo va fi numai o capelă. Da, de unde? Acolo trebuia să se facă o catedrală. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg a luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni, au zidit într-una, material, cuvântul lui Dumnezeu. Ei la rândul lor au trimis ajutor celor din Ierusalim și apoi din capitolul 13 scrie de la versetul 1 că după câțiva ani, aceea micuță filie la care trimiseseră niște întărituri cei de la Ierusalim, a devenit un centru de misiune. Acolo erau proroci, învățători și în versetul 2 se scris că pe când slujeau Domnul și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și au plecat în misiune. Și au deschis alte lucrări, despre care am citit deja. Pavel a pus alte temelii. Se lucra și aici. Pentru că este nevoie să activăm bisericile din jur, dar este nevoie și aici. Iată ce vă citesc mai târziu din capitolul 15, de la versetul 30. Ei, cei întorși de la Ierusalim, și-au rămas buni de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și au întărit
cu multe cuvinte, se mișca puțin zidul, trebuie să ne luăm după legea lui Moise, nu? Și prorocii au venit cu întăritura lor. Versetul 35. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe noroți și propădeau cu mulți alții. Observați, nu numai ei, cuvântul lui Dumnezeu. Recent, când am făcut socoteala tuturor fraților care merg în misiune, fără să potrivim noi matematic să ne dea o sumă așa frumoasă, avem exact 70 de predicatori care pleacă în jur. Și am zis, Doamne, pe lângă cei 12 ce ai avut și Tu, dar ești și împuternicit și ai însărcinat. Doamne, dă-le putere și la aia noștri să-și poată face lucrarea. Poate va zice cineva, a, niște tineri, niște copii, niște frați. Da, ei sunt lucrători împreună cu Domnul. Sunt echipe de misiune tinere, cum ar fi niște echipe de zidare proaspăt formate, dar să vedeți ce lucru vor face dacă vor lucra cu material de la Domnul și după planurile sfinte și vor face totul cu râvnă. Și ultimul exemplu este cel al bisericii din Corint, despre care vă citesc doar din 2 Corinteni, capitolul 1. Versetul 24 mai întâi, pagina 1129. Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință. Deci, lucrători cu cei de acolo. Observați apoi 4:15. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slavă lui Dumnezeu. De ce se progresa? Erau mulți implicați în lucrare și lucrau cu râvnă. Au fost și oameni nepricepuți, dar Pavel cu înțelepciunea dată lui, cum zice Petru, a știut să demoleze niște pereți care nu au fost puși după plan, să zidească din nou și să continue clădirea. Și mă adaug din capitolul 12, versetul 19. Unde în partea finală a versetului este scris, toate aceste lucruri le spunem prea iubiților pentru zidirea voastră. Adică nu-și permiteau să irosească timpul, să folosească cuvinte în mod nepotrivit și tot ce fac, numai și numai pentru zidire. Vom încheia punctând două idei. Frați și surori, fiecare este dator să lucreze la realizarea templului Dumnezeului celui viu. Iată ce este scris în Romani, capitolul 14. Vă citesc de la versetul 13. Și vreau să luăm aceasta pentru biserica noastră mai întâi. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, adică de regulă cei care nu lucrează se pricep să comenteze că altfel trebuia făcut, că de ce a făcut acesta și n-a făcut altul, de ce a făcut acum și nu altă dată sau altceva, ci mai bine judeca să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de cădere. Deci, lucrat cu inimă și norme sporite de tehnica securității muncii. Apoi, de la versetul 18. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Dacă se face scandal în șantier, nu se mai muncește acolo. În pace fiecare să muncească, în partea lui, în ceea ce i-a fost încredințat. Iată ce scrie și în capitolul 15, în aceeași idee, citesc de la versetul 5. Este ca o rugăciune aici. Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți împreună,
cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Fiecare, cu cuvintele lui, cu tot ce face, să slujească Domnului. Și cea de-a doua și ultima idee, fiecare este dependent de clădirea la care lucrează și va primi o plată pentru tot ceea ce a făcut. Niciun înțelept sau o femeie înțeleaptă nu va spune, o să-i arătă la bărbatul meu că nu se va pricepe să facă casă, dar tu unde o să stai? Nu este și interesul tău să fie o clădire frumoasă, să fie o biserică bună? Trebuie să fie amonit sau moabit, să nu te bucuri dacă se zidește Ierusalimul. Nu pot concepe să fie evreu și să nu-ți pleacă să se zidească templu. Dar tu unde o să te închini? Deci orice om se va bucura de munca ce o face în comuniune cu ceilalți. Edificați-vă unii pe alții. Atunci te simți bine, probabil. Dacă numai tu o să rămâi în zid și cărămida de lângă tine o să sară de acolo, nu? Nu se poate, că o să fie frig în casă. Tu o să mai fii de cinste? O să fii denumit un perete spart. Pentru că fratele tău sau sora ta nu este într-o bună formă spirituală. Iar dacă facem ceva bun, vom fi răsplătiți. Și aceasta citesc din 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 14 și 15. Și chiar vă rog să vă gândiți la răsplată. Nu e greșit. O să muncim mai cu inimă. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă un pahar de apă nu rămâne răsplătit, câtă răsplată s-a adunat? Sau uneori spunem o vorbă bună, încă una, încă una, și se adună o găleată de apă, da? Și într-o dată ne supărăm și dăm cu piciorul. Și împroșcăm și nu mai susținem ce am crezut și ce am afirmat. Și apa noastră s-a scurs pe pământ și iară trebuie să o adunăm, să ne facem rost de răsplată. Măcar ce zidim să rămână, să nu mai demontăm, să nu mai demolăm. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplată. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Deci, dacă lucrarea aceea se pierde, să nu crezi că nu te pierzi și tu. Există riscul să te pierzi și tu. Dar dacă nu se pierde, vei putea spune la bătrânețe, am muncit și eu la o lucrare bună, uite ce s-a realizat. O să ai tu parte, în sensul existenței, rămânerii acolo în clădire și a răsplății. Va fi o onoare pentru tine, o slavă. Ce este ce vei primi de la Dumnezeu? Domnul să binecuvânteze toți membrii bisericii noastre să fie activi. Și cu 1000 de meseriași o să fim o firmă serioasă, așa-i? Mai avem câteva sute de copii, mai cântă și ei. Ați văzut când cântă duminica seara, fiecare cu mistria lui, așa, spune două cuvinte, un verset. Duminica seara, în final, era un copilaș care nici n-a știut să spună bine versetul, dar eu am întâlnit de duminică până astăzi cineva care a reținut versetul, spus tâlcit. A zidit și el ceva, a făcut ceva. Să spunem, vai de cei care nu fac nimic și trăiesc fără grijă în Sion? E scris de mult. Nu spunem altceva. Fericii de toți care lucrează împreună cu Domnul. Domnul îi va face să se bucure și îi va răsplăti. Amin.